Salutare, amigos! Eu sunt Marian și astăzi vă prezint un nou unboxing. Este vorba despre microfonul Rode NT1A. Da, prieteni, este vorba despre un microfon foarte, foarte, foarte tare. 10 ani de garanție. Incluie un shock mount, incluie un pop filter. O să despachetăm să vedem ce conține acest kit de microfon. Este un microfon foarte, foarte bun. Dacă aveți ocazia să-l cumpărați, să îl cumpărați cu încredere. Bun, se pare că pe aici se desface. Trebuie să tai această... așa puțin că să nu tai cine știe ce. Asta trebuie tăiat așa. Ok. Aici se desface. Corect. Corespunzător. Haideți să vă dau un pic de zoom. Să vedeți despre ce este vorba. În prim plan avem niște hârtii, manual de instrucții, I love Rode microphones, este un sticker. Avem un cablu, este un cablu de la marca Rode, cablu normal, XLR, de 6 metri, fraților, 6 metri, unde te duci cu ăsta? Cobor de la etajul meu și mă duc la vecinul de la 1. Wow. Aici avem o pungă. Asta e bună să o pui după ce nu mai folosești microfonul. Asta e normal pentru ca să ții microfonul bine, da? Unii îl folosesc ca bază de... să nu mai intre praful, știi? După ce pac, îl pui pe microfon. Aici avem microfonul. Aici avem microfonul, prieteni. Rode. Super, super, super frumos. Made in Australia. În sfârșit, ceva care nu scrie Made in China pe el. Bun, prieteni, aici avem shock mount-ul și filtrul antipop. Este un filtru antipop care îți vine foarte, foarte bine în momentul când vorbești aproape de microfon. Deci am cumpărat kitul ăsta pentru că este un kit complet. Nu mai trebuie să mai dau încă niște bani pe această chestie, care este foarte ajutătoare și shock mount-ul este pentru vibrații în momentul când atingi microfonul sau cine știe ce faci. Haideți să vedem ce avem în această cutie. Bă, cum sunt băgate frații aici? Cum sunt băgate frații aici? Lor. Zic că vine întreagă, da. Exact. Da, iurea, frate, foarte prost băgată, nu știu, mă așteptam să fie băgată în halul ăla. Zici că... Și aici avem... ceea ce vă spuneam, da? Este un antipop, marca Rode, se vede aici, cu shock mount-ul și, bineînțeles, brațul corespunzător. Microfonul, cum se face cu microfonul? Microfonul va intra aici, da? Exact așa se înfiletează. Înfiletează această chestie și ăsta îți vine la suportul microfonului. Dacă n-ai un suport, trebuie să-ți cumperi un suport pentru microfon. Cam ceva de genul, știi? Îl pui undeva așa, la câțiva centimetri. Bine, ceva de genul așa, da? Iar tu, aici se prinde suportul microfonului pe partea cealaltă și cam ăsta e sistemul. Ce nu-mi place? Nu-mi place pentru că dacă eu, de exemplu, am microfon așa, da, trebuie să vorbesc neapărat așa, dacă îl pun așa, eu nu am posibilitate să folosesc acest suport, da, pentru că trebuie să am mereu microfonul din față. Eu nu pot să vorbesc dintr-o parte, cum ar fi. Înțelegi, de exemplu, să pun suportul undeva într-o parte și eu să vorbesc dintr-o parte. Știi, să-mi vine la gură, de exemplu, suportul. Nu pot pentru că trebuie să-l pun undeva așa. Știi, ceva, să țin microfonul ceva într-o parte așa. Într-o parte. Deci nu pot să-l țin într-o parte exact așa drept, să-mi vine direct în gură, da?
Nu poți. Asta este un dezavantaj. Nu știu, trebuia să-ți dea posibilitatea să demontezi ceva, să-l pui în partea cealaltă, știi, ca să poți întoarce. Deja m-am întors microfonul pentru că nu poți întoarce antipopul, pentru că este sudat. Ăsta este sudat aici. Deci nu poți să-l demontezi. Poți să-l întorci cum vrei, dar nu poți să-l demontezi. Bun, cam asta a fost despachetarea sau unboxing-ul de azi, prieteni. O să trebuiască să le pun în funcțiune. Eu sunt Marian sau Don Tigaie. Până data viitoare, nu uitați, like, că e gratis, abonați-vă, subscribe și dați mai departe și prietenilor voștri să știe despre canalul nostru. Toate cele bune, la reauzire! Ciao!